Bun găsit tuturor la o întâlnire cu totul specială organizată de Centrul Cultural Pitești, așa cu restricțiile de rigoare pentru că încă ne aflăm în starea de alertă, dar iată că împrejurările ne permit totuși să ne mai întâlnim, mai ales cu publicul nostru fidel. Iar întâlnirea noastră de astăzi este prilejuită de un eveniment care se desfășoară în cadrul proiectului cultural-educativ sub genericul Cultura Violenței și Violența Culturii, inițiat de colaboratorul nostru, fratele nostru drag Ahmed Jaber, jurnalist, scriitor de origine palestiniană, dar cetățean român. De data aceasta, Ahmed ni l-a adus alături de noi pe un oaspete cu totul special. Este vorba de excelența sa, viceambasadorul statului Palestina la București, domnul Wael Albatrichi. Mulțumim că se află alături de noi, să-l întâmpinăm așa cum știm noi, cu plăcerea și căldura noastră deosebită. De asemenea și doamna Carmen, doamnă editor de la București, româncă, dar se află, este membră a Clubului Român-Arab de Cultură și Presă. Trebuie să ne reamintim că Ahmed Jaber desfășoară acest proiect Cultura Violenței și Violența Culturii cam de 7-18 ani, chiar așa a devenit el prietenul Centrului Cultural Pitești și iată că acest proiect continuă, mai are și alt proiect, Ferestre Culturale. Și trebuie să vă spunem că organizatorii acestui proiect alături de Centrul Cultural Pitești, organizatorul este Clubul Român-Arab de Cultură și Presă, unde Ahmed Jaber este membru fondator. Iată, alături de Clubul Român-Arab de Cultură și Presă continuă și evenimentele culturale. Invitați de marcă, deosebiți, de excepție. Prin Ahmed Jaber trebuie să ne reamintim de frumoasa înfrățire care s-a realizat între municipiul Pitești și orașul Beit Jala din frumoasa tulburătoarea Palestina, de acolo de unde provine Ahmed Jaber. De data aceasta ne propune o nouă temă și anume violență și speranță. Ne va vorbi despre Orientul Mijlociu, despre țări tulburate, zguduite de conflicte, dar care rezistă prin cultură și Ahmed de ani de zile rezistă prin cultură, chiar el are acest concept, rezistență prin cultură, de aceea ne aduce și oameni deosebiți, literați, scriitori și diplomați. Ahmed, îți mulțumim pentru tot ceea ce faci. Toți cei de aici te apreciază, ești prietenul și fratele nostru și te rugăm să îi faci prezentarea invitatului nostru special, domnului Wael Albatrichi, așa cum tu știi cel mai bine să o faci, pentru că tu știi foarte bine nuanțele limbii române. Eu mă simt onorat ca să mă aflu în fața dumneavoastră din nou și cu speranța ca bunul Dumnezeu să-mi dea o viață lungă ca să pot să ofer această societate românească tot ce este bun din sufletul meu, suflet de palestinian, suflet de basaraban palestinian. V-am spus atâta pentru că eu mă mândresc că sunt român de origine palestiniană, sunt mândru ca să fiu basaraban palestinian, ca să aduc lumii întregi să știu că Basarabia face parte de România, că în anii 40 a fost ruptă de România, dar Palestina, 7 ani mai târziu, a fost ruptă de lumea arabă. Ce am suferit noi, au suferit frații noștri de suferință din Basarabia, așa cum a spus Grigore Vieru, Dumnezeu să-l ierte, așa cum a spus mie într-o zi Adrian Băunescu, care e tot basaraban, și mult jurnaliști de talia mare de România, care sunt de origine din Basarabia, care suntem frați de suferință. Cum putem fi liberi și demn, trebuie să avem o solidaritate socioculturală. Cum putem câștiga victoria? Victoria nu se mai câștiga prin mușchi și prin armă, prin avioane. Victoria se poate câștiga prin solidaritatea socioculturală, libertatea se poate câștiga prin solidaritatea socioculturală, de a ști cine suntem, cine noi suntem. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre treaba asta, primul vă spun salam aleikum și vă spun că am onoare să am alator vice ambasadorul palestinian la București, care de 5 luni a fost numit la Corpul Diplomat din București, la Ambasada Palestine, fiind de la Ambasada Palestine din India. Dânsul știe foarte bine de India, pentru că a lucrat acolo foarte mult, un diplomat care știe
cum să pune puncte pe ei, știe cu zâmbet pe buze să aducă că noi împreună putem face o lume mai bună. Domnul doctor Wael Batrihi este un palestinian pe care a atins suferința ca orice palestinian, dar știe foarte bine că o suferință și o supărare nu va fi învinsă decât cu un zâmbet și o bucurie interioară legată de bucuria celorlalți din jur. Am vorbit, ca să vorbim despre acest titlu care este violența și speranța, pentru că violența nu poate fi învinsă decât cu speranța. Speranța de a fi mai bine, speranța că mâine va fi mai bine și atunci trăim cu impresia că violența ne afectează pe noi tot, este o daunătoare viață noastră, nu viața unui palestinian sau unui din Pitești sau unul din Timișoara. Cine a afectat din Timișoara înseamnă că face parte din România. Mâine, boimine, va afecta întreaga Românie. Că afectează palestinien acum, va afecta mâine întreaga omenire. Atunci trebuie să avem o solidaritate și sociocultural, să știm ce avem în comun de la credința, cultura și chiar de la relații socioculturale. Eu în Palestina, a zis domnul doctor mai devreme, la întâlnirea noastră protocolară cu domnul consilier, domnul primar, i-a spus că noi avem peste 20.000 de absolvent al instituțiilor de învățământ din România care dețin funcții înalte în instituțiile palestiniene, la spitale, la ministere și la guvern palestinian care vorbesc limba română. Avem și american, avem și rus care au învățat în instituțiile celelalte. Înseamnă că lumea a ajuns ca un orașel mic, tot ne cunoaștem, comunicăm, dar nu putem comunica prin ceva care ne deranjează. Comunicăm prin ceva care măcar stârnește un zâmbet pe buzele noastre. Și prin zâmbet putem ajunge în sufletul unia celorlalt, pot să fi plăcut la întâlnire, cum spune românește, și vă spun dumneavoastră că de a fi om este un mare lucru. Eu am invitat alături de mine pe omul, înainte de a fi diplomatul palestinian la București, domnul doctor Wael Al-Batrihi. În numele dumneavoastră îi spunem bun venit, ahlan wa sahlan, welcome. Nu știu că ne-ați trezit la mașruana ثقافة العنف وعنف الثقافة في رومانيا. يو أم سروق بكوليغا نواسترا دومنا كارمن سترادوكا بنتك دوم سوى سبراس كان لما انجليزا. I will speak first of all about this project, about what we could do now, what we did now. When he answer, he will okay. Translate what I said and what he said, okay? Thank you. Aye. Am ales eu violența și speranța. V-am spus mai devreme de ce. Am să vă spun ca să pot să ajung ca să vorbească domnul viceambasador sau domnul doctor să ne spună despre ce se întâmplă cu violența în Orientul Mijlociu, indiferent unde, în special în zona Palestină, cum afectează copii, cum afectează tineri, și cum avem speranța de a învinge această speranță de a ajunge mai bine. Eu am selectat la dumneavoastră două, trei idei importante. Prima idee, de-a lungul viacurilor, violența a afectat omenirea, a afectat o categorie de oameni, dintre care copii, adolescenți și tineri din lumea întreagă. Aceasta a fost definită de mult alții de-a lungul timpului ca fiind un comportament violent care afectează celorlalți din jur. Dar această violență a avut foarte multe forme, dintre care o formă violență fizică, violență psihică, violență verbală, violență domestică, violență dotriva copiilor, așa mai departe, care știți dumneavoastră, nu vreau să spun. Dar întrebarea noastră noi,
Dacă această violență, cu toate formele sale, a afectat copiii psihic, de sănătate, care au ajuns oameni să fie handicapat mental, cu handicap mental, care unii care au ajuns să au tulburări de personalitate, au mai multe probleme. Problema este dacă așa afectează într-un mod normal violența cu diferite forme de alelie. Oare copiii din Orientul Mijlociu, tinerii din Orientul Mijlociu, care unul a ajuns să fie fără casă, unul care a ajuns fără mâini, fără ochi, fără părinți, fără vecini, fără școală, distrusă, așa mai departe. Acești copii, cum prevesc violența în Orientul Mijlociu și cum poate să învingă violența în general să nu mai există în Orientul Mijlociu? Regarding the children that are victims of all kind of abuses in the Middle East, how do you think they can get over all these problems? What is the resistance of the children in the Middle East regarding this, all these conflicts they are living, they are passing through? At the beginning, good afternoon to everybody. Pentru început, bună ziua. Let me to only to introduce some few that I am indeed happy to be with you today at this significant event. Ca un cuvânt introductiv, sunt foarte bucuros că mă aflu alături de dumneavoastră în această după-amiază. Regarding the violence and hopes. Referitor la violență și speranță. Which we can consider this a title related with the human rights topics. Putem considera un subiect legat de drepturile omului. I would like in the beginning to extend my profound thanks and appreciation to the Central Cultural of British City. Thank you so much. Deci exprimăm mulțumirea, gratitudinea față de Centrul Cultural. And also I would like to thank Mr. Cristi Dumitri from the municipality. De asemenea, dorește să-i mulțumesc domnului consilier. For the warm hospitality. Cristi Dumitru pentru ospitalitate, pentru prezență. And inviting me to be part in this discussion about one of the most dangerous phenomena that creates the psychological, emotional and social stability of the society. Și pentru că are ocazia să ne vorbească despre această problematică a copiilor abuzați fizic, emoțional, mental. Bineînțeles, Orientul Mijlociu. Violence is an inevitable part of the society. Violența este o componentă a societății. Some types of violence are manifested through the action of an individual or group actions. Violența este ca parte consecință a unor grupuri sau indivizi din societate. It is a global phenomenon. Este un fenomen global. Affecting the society in every country. Care afectează toate societățile, toate țările sunt afectate de acest fenomen. And the consequences are reflected in the society in the both cases. Și consecințele sunt reflectate în societate în anumite, sunt multe cazuri. In general, the underlying values of the society are protected by fundamental legal act of the state and every constitution related with the government, by the international law and the culture. Există reglementări internaționale referitoare la combaterea acestor forme de abuzuri și de violență. When we are speaking and discussing about violence, we talk about the Universal Human Right Declaration. Și ne referim aici la Declarația Universală a Drepturilor Omului atunci. All of you know very well that the Declaration of the Human Rights established in the response to the all kind of atrocities. Pe care o cunoaștem cu toții ca răspuns la atrocitățile de orice tip. Especially which was started in the Second World.
mai ales care au început în cel de-al doilea război mondial. When we are speaking about violence, we are speaking about human rights, which it is very widespread rights related with everybody in the society. Când vorbim despre violență, vorbim despre drepturile omului care sunt răspândite în toate societățile. We are speaking about freedom from torture. Vorbim despre libertatea de a fi de a nu fi torturați, freedom of torture. When we are speaking, we speak no slavery. Nobody has any right to make us a slave. Nimeni nu are dreptul să ne facă sclavi. Vorbim despre sclavie și nimeni nu are acest drept. No unfair detainment. Nobody has the right to put us in a prison or to send us away from our country. Nimeni nu are dreptul să ne închidă în pușcării sau să ne deporteze, să ne trimită departe de țările noastre. The right to seek a safe place to live. Dreptul de a căuta o locuință sigură spre We are speaking about a fair and a free world. Vorbim despre o lume cinstită și liberă. And the freedom of expression. Despre libertatea de exprimare. All these rights, when we are speaking about those rights, are not protected, blatantly disregarded, they are violated. Despre dreptul la vot, tot felul de drepturi care nu ar trebui să fie violate. And they create violence. Care să creeze violență. Where is no justice, there is a violence. Unde nu există justiție sau dreptate, există sau apare violența. Where is poverty, there will be violence. Unde este sărăcie, atunci apare violența. And also war, discrimination, de asemenea, racism. De asemenea, războaie, discriminări. Religious extremism, terrorism. Extremismul religios, terorismul. So all these kinds, it make us to be, or we should be, committed to uphold in the Universal Human Rights Declaration. Și toate acestea le regăsim în Declarația Universală a Drepturilor Omului. And should be committed to uphold in the United Nations Sustainable Development Goals, which they are 17 goals. Sunt 17 ținte sau scopuri ale Națiunilor Unite în acest sens. It is in general, but when we are speaking about Middle East region, acestea au fost în general. Vorbim despre problematica Orientului Mijlociu. We are speaking about Middle East and North Africa. Vorbim despre Orientul Mijlociu și Africa de Nord. In general, it is Arab region. În general, acestea sunt regiuni arabe, Israel. Inclusiv Israel. There are serious challenges. Sunt provocări serioase acolo. Which the most countries should take preventive measures and effective steps to reduce the all kind of violence phenomenon. Și toate țările ar trebui să exemplu ca să reducă orice asemenea fenomene de violență. In order to defeat the various phenomenon of violence in Middle East region societies, pentru a înfrânge acest flagel al violenței în Orientul Mijlociu, în societățile din Orientul Mijlociu, there are treatments must be taken. Trebuie să fie anumite tratate, anumite înțelegeri. Through real democracy, printr-o democrație reală, upholding the Universal Declaration of Human Rights, având la bază Declarația Universală a Drepturilor Omului, fighting terrorism and violence in different ways, lupta împotriva terorismului și a violenței pe diverse căi, and not only by force, și nu doar vorbim despre forță, nu doar prin forță, promoting the development of the education and the healthcare system in everywhere. Și trebuie să promovăm în primul rând educația și sistemul de sănătate peste tot. In the Middle East region, there are children in the school are not receiving quality educations. În școli din Orientul Mijlociu, copiii nu primesc un nivel normal de educație echitabil. The region has the world's
highest youth unemployment rate in the world. În aceste zone, rata șomajului este printre cele mai înalte din lume. 4 out of 5 children in every country in the region have experienced physical and psychological violence at home. 4 din 5 copii din Orientul Mijlociu au experimentat forme de violență acasă, dar și la școală. 25 million children in the region live in the conflict situations. 25 de milioane de copii ai regiunii din Orientul Mijlociu se confruntă cu asemenea situații de violență. 3/4 of the all children in need of humanitarian assistance in the region live in the conflict affected countries. 3/4 din copiii acestor comunități trăiesc în asemenea condiții precare. Conflict in Syria and in Iraq, in Yemen. Conflictul din Siria, Irak și Yemen. And Libya. Libia. Palestine. Din Palestina. Have left tens of thousands of children from area previously held by armed groups. Au lăsat zeci de mii de copii care chiar s-au și înarmat. These are among the most vulnerable children in the world. Aceștia sunt printre cele mai vulnerabile grupuri. Especially in the last 10 years. Mai ales în ultimii 10 ani. All of us, there is an international organization and which it is this year after 30 years birthday of the Convention of the Rights of Children. Acum, când s-au împlinit 30 de ani de la Convenția pentru Drepturile Copilului, makes an excellent opportunity for Middle East and North Africa. It is an opportunity for all government, private sector, este civil society. Este o oportunitate pentru societatea civilă, sectorul privat să facă pași în acest sens. And every single responsible individual around the region to do their share and take up their responsibility in making living in the region dignified. Ar trebui să facă ceva în acest sens în regiune. Safe and prosperous for every boy and girl in the region. În sensul prosperității fiecărui băiat, fiecărei fetițe din zonă. After all, children and young people in the region are asking for a very basics. They are asking for good education. În concluzie, toți copiii din zonă, din Orientul Mijlociu, au nevoie de condiții mai bune de viață și de o educație mai bună. Asking for clean water. Vor apă curată. For electric city. Orașe electrificate. For reliable internet connections. Conexiune bună la internet. Clean cities orașe and villages. Orașe curate și, de asemenea, sate curate. And one of the most big, they are asking for jobs. Și mai ales au nevoie de slujbe, de joburi. They asking for their voice to be heard. Doresc ca vocile lor să se facă auzite, să fie auzite. And among of them they are asking for freedom from abuse and exploitation. Și doresc foarte mult să fie liberi de orice exploatare, de orice abuz. In general, they are asking for karama, to live in dignity. Practic doresc să trăiască cu demnitate. About Palestine, I will continue if he would like to ask something. Vreau să-mi răspundeți punctual la anumite brunoi, dacă avem noi titlul acestei întâlniri, Violență și Speranța. Dorim de la dumneavoastră să ne spuneți că în lumea deschisă și lumea liberă care o trăim în secolul 21, pe care o trăim și acum, sper să ne-am bucurat cu toată lumea, sper să ne bucurăm în continuare. Într-o atâta atrocități, într-o ocupație și invazie care a fost trăine în zona respectivă, cum ar fi în Irak, din 2004 până acum, toată lumea a sperat că Irakul va fi liber de un dictator, Irakul până acum nu are curent electric în Bagdad. Nu are școli deschise, renovate, așa mai departe. Ce programe sunt și sub ocupația palestiniană?
Și în Siria, care se află în război de peste 10 ani bine acum, război care nu știe încotro să duce și unde vrea să ajungă. Nu s-au venit oameni care vor să schimbe regimul, nu știu unde ei sunt, ce vor, și sunt într-un conflict deschis, fără orizont, oameni fără speranță. Oameni trăiesc într-o atâtă nevoie și dorință, cum a spus dumneavoastră, că vor o educație, vor o apă curată, vor toate cerințele astea. Și programe sunt, în bufida toate astea, și programe sunt care aduce speranța acestor copii și copii și spune lumea întreagă și publicul nostru din Bitești de aici, care începem de aici să transmit un mesaj, care sunt programele și cum dumneavoastră a depășit atâta probleme că avea în bine ca să aduce educație și ce trebuie pentru acești copii și acești tineri din Orientul Mijlociu. Can you be more specific and tell us about the programs to improve the situation of abused children in the Middle East, for example, in Iraq and Syria and Yemen, as well as Palestine? So, to answer this question, it is complex. Este un răspuns complex la aceste întrebări. You know, because in general, the Middle East region, especially in Iraq, in Syria, in Yemen. Pentru că în general regiunile din Orientul Mijlociu, Siria, Yemen, Iraq. The most important to reach for the security and the stability in the region. Cel mai important este să ajungă la pace și stabilitate în regiune. So, the opposite of this. Opusul important things acestor două lucruri which importante, which it is creating in general the violence and anti-violence, care se referă la violență și împotriva violenței. We need to speak about the treatment, how we can treat. Trebuie să vorbim despre modul în care trebuie să we should procedăm. Take. First of all, we should to stop the internal war. Mai întâi trebuie să oprim războiul intern. The country. O războiul care este în interiorul țării. And to be frankly. Ca să fim sinceri. The issue in the Middle East region, especially in these four countries. Problematica din Orientul Mijlociu, în special din aceste patru țări. The superpower countries led by United States. Super puterile care sunt conduse de Națiunile Unite, United States foreign policy. I am not speaking vorbind about the American din people. Punctul de vedere al politicii, I am speaking nu vorbesc about de, the foreign policy. De poporul american, vorbesc de politică externă. It is how to say to you that the four countries, they are very rich country. Cele patru țări în discuție sunt țări foarte bogate. They are full with oil. Sunt pline de petrol. So after the superpower countries which they are dominating the people not physically but they are dominating economically. În contextul în care aceste superputeri controlează economic, yeah. First of all, they must to think about the people, not about their interests. Trebuie să ne gândim în primul rând la popoare și nu la interese. So the first thing they must to stop their invasion. În primul rând trebuie să se oprească invazia, ocupația politică și economică. And also second, they must to support the real democracy. Trebuie but not, să sprijine, but not the democracy that they have. Trebuie să fie sprijinită adevărata democrație, nu acea democrație pe care o au. Also, they should to start to change the education system. Ar trebui să înceapă schimbarea sistemului de educație. The majority of the people, especially and the war affected the children. Populației și mai ales if there is war, războiul care there îi afectează pe copii. There is poverty. There is no infrastructure. Nu mai există infrastructură, there is no există schools, sărăcie, nu mai no sunt școli. Healthcare system. Sistemul de sănătate. So all of these, they are creating kind of violence.
Toate acestea creează forme de violență, generează so violență. So we must to find a treatment for these reasons. Trebuie să găsim soluție la aceste cauze. But in the another hand, dar pe de altă parte, we could not put all things on the superpower dominating countries. Nu putem pune totul asupra țărilor care domină, there superputerilor. Is there is internal problem. Acestea sunt probleme interne. How we can solve the internal problem only by the diplomatic, acesta by the peaceful pe care diplomatică, pe canale diplomatice. And which it is need the unity of the international community to make a pressure. Aici avem nevoie de unitatea comunității internaționale să facă presiune. To put in their foreign policy priority. Să pună ca prioritate în politica externă. How to stop the war? Cum să stopeze războiul? And also to start a new initiative how to build the infrastructure of these countries. Și să înceapă noi inițiative cum să reconstruiască infrastructura acestor țări. And it is not new things. Example. Astea nu sunt lucruri noi. After the Second War. După cel de-al doilea război mondial. Which happened in Europe. Același lucru s-a întâmplat în Europa. What happened after they finished the war? După and defeated the terminarea Nazi regime, războiului și înfrângerea regimului nazist. The second point it was by initiative how pasul, to build a new pasul doi system a fost in the economy. Cum să reconstruiască sistemul economic. So this for it is my opinion. Aceasta este opinia mea. And we should to uphold the human right. Și ar trebui să ținem values cont de valorile drepturilor omului, for peace, love, care înseamnă pace, iubire, coexistență, toleranță. It is very important because in the region in Middle East there are many nations, many religions. Pentru că în Orientul Mijlociu sunt multe națiuni, so multe all religii. All this we should to support the citizenship dialogue. Și ar trebui să susținem dialogul cetățenesc. To defeat the discrimination să stopăm discriminarea and the religious extremism. Și mai ales extremismul religios. But not by force. Dar nu prin forță. By education system. Prin sistem educațional. By cultural cooperation. Colaborare culturală. And to support the international highest values related with the human rights declaration. Și să susținem cele mai înalte valori internaționale coroborate cu drepturile omului. This is my opinion. Aceasta este opinia mea. Vă mulțumesc, că, domnul doctor. Eu vorbesc acum ce a afectat pe tinerii și pe copiii de-a lungul timpului. Sunt întotdeauna și sunt izolare, sunt racism. Always children are affected in time by isolation. Racismul. Racism. Nemulțumirea lor de a încălca anumite drepturi. Not satisfaction because some human rights are broken there. Lipsa de libertate și deschidere. Lack of freedom, lack of opening. Pentru cuvinte, cum vede dânsul că în Orientul Mijlociu, prin urma încălcării toate drepturile primare a copiilor și a tinerilor, viitorul acestui Orient, cum poate fi dacă copiii ăștia nu obțină drepturile lor? What is your opinion regarding the future of these children? Now they don't have any rights. If they don't get their rights now, how do you see them in the future? What kind of future will have the children in the Middle East? Mai ales că dânsul a spus că sunt mulți tineri care au luat armă. Especially you said that there are many young people and also children that they are armed, they use the arms. Au fost rolate în organizații sub multe pretexte, libertatea, drepturile lor și așa mai departe. And they now follow some groups, some organizations that they don't respect their rights. Întrebarea mea este următoare. Cum putem schimba
arma din copii, din mâinile copiilor palestinieni, sirieni. The question is how we can change, how we can take out the weapon, the guns from the Palestinian children. Să înlocuim cu bix, creion sau stilul. So how we can remove, how we can change, we take the gun from the children and give them the pencil and the paper to write. Și când? And when? Regarding Palestine, I will speak in the final because it is our cause. Referitor we la should to speak in general about palestinian voi what vorbi is la going final. On there and also what kind of atrocities that's facing the children. But in general, as dar I told, in general, to find the treatment for this violence phenomenon. Pentru a găsi soluția la aceste fenomene de violență the children in the region, care îi afectează pe copiii din Orientul for Mijlociu, my opinion, în opinia mea, we should to stop the reason of the violence. Ar trebui să oprim acest motiv al violenței. And it is very widespread issue. It is need the help of all the international și aceasta community. Aceasta presupune sprijinul tuturor națiunilor. But to be frankly, dar ca să fiu sincer, to be frankly, the region have been passed through a very difficult and critical situation through what they are so calling Arab Spring. Orientul Mijlociu a trecut printr-o problemă, o situație foarte dificilă, ceea ce se cheamă Arab Spring, primăvara arabă. For my opinion, it was not a real Arab Spring. În opinia mea, aceasta nu a fost cu adevărat o primăvară arabă. It was a fight between superpowers how to dominate the region and a fost o luptă a marilor puteri cum să-și controleze, cum să-și împartă dominația în zonă. And also it was how to destroy the national state. Și de asemenea a mai fost o luptă cum să distrugă statele naționale. So the American example, they destroyed it totally Afghanistan. Exemplul american au distrus Afganistanul în totalitate. What happened after they destroyed it? Ce s-a întâmplat după ce au distrus Afganistanul? They didn't build anything. N-au făcut nimic. Even Taliban more stronger now in n-au Afghanistan. N-au rezolvat nimic. Acum talibanii chiar sunt mai puternici în Afganistan. Let's go to the Libya. Să mergem la Libia. Libya, there is no government. În Libia nu mai există guvern. More than 10 years there is no government. Peste 10 ani de zile de când nu mai au guvern, de când a picat regimul lui Muammar Gaddafi. So, yeah, they destroyed the state, but they didn't build. Au distrus statul și n-au mai construit nimic. So they created the problem with more problem created. Așa că au creat o problemă mult mai mare la problema care era înainte. You know, for me as a person from this region, pentru mine ca persoană din această regiune, the most important the democracy. Cea mai importantă este the democrația. Human rights, drepturile omului. You know, the renewal of the political system. Renoirea sau înnoirea sistemului politic. To have a free election. Pentru a avea alegeri libere. To implement the circulation of the power. Să implementăm circulația puterii. Peacefully. Pe cale pașnică. And in peaceful ways. And to speak also frankly, now the children in the Middle East, as I told, they are not receiving equality system in the education. Revenind la copiii din Orientul Mijlociu, nu au un sistem echitabil de educație. But there is governmental and non-governmental institute, they are working hardly. Now 90% of the children, they are going to the school. Da. But what kind of education they are getting? It is not as the quality which we want. Se duc la școală, dar nu este un sistem de calitate. Nu primesc o educație de calitate pe care ne-o dorim. Before 10 years back, as you know, the water in the region, it is very problem now. Este o mare problemă cu apa în there regiune. Is no water. There is no clean water. Nu au apă curată. So there is some things we should to work before going to school. They need to drink clean water.
au nevoie să bea apă curată. Now, 90% of the children, they are drinking clean waters in the region. You know? So, there is also 25 million in the region living in the conflict situation. 25 de milioane de persoane trăiesc în condiții de conflict, de război. But 30% of the population of the Middle East, they are children. 30% not din 25. Populația Orientului Mijlociu sunt copii. So it is around 5% to 10% from the children which they are living in very bad condition. Da. So there is people they are working, there is international organization acolo that they sunt are working, organizații internaționale, you know, care lucrează. There is some changing happening, but se it is need time. Schimbări, it, it is need time. Dar este nevoie de timp. Regarding Palestine issue, referitor la problema palestiniană. To be frankly, să fiu sincer. Because I am from Palestine. Că eu sunt palestinian din Palestina. Palestinian people need a justice before peace. Palestinienii, poporul palestinian are nevoie de dreptate înainte de pace. Because in Palestine the peace has become euphemism for prolongation of the status quo and the Israeli occupation. În contextul ocupației israeliene, problematica păcii se menține. More than 53 years we are living under the occupation. De peste 53 de ani locuim, trăim sub ocupație. I will speak in Arabic, you will translate it because I will use some Arabic words. Dacă îmi permiteți, normal. Arabic language which it is very difficult to speak to translate it in English. بداية احنا الشعب الفلسطيني وانا كمواطن فلسطيني دي لا نشبوت كيا ببور بالستينيان يوكا بالستينياني نسوم وايضا كوني دبلوماسي فلسطيني شي انتركيت كيا سنشي دبلومات بالستينيان افلات رومانيا ميسيون اما في الحقيقة الرياليتاتي الشعب الفلسطيني اختار طريق ببور بالستينيان ترى ديفارا ليس اون دروم وطرق سلمية للوصول إلى تحرر وطني واستقلال وإقامة دولة. بورشي سيملو أوليس شاماليس كالا بشي بنترو اللي برارة تيري نواتري شي انفابتويرا ونستات اندبندانشو سيبران ببامنتور نوسترو استوريك بالستينا كاري نوي عمزيس بتروتوري دين أوكوباتي دين أوميسا شايز الشابتة شيسي أردانا شي غازة شي روساليم ريست كل ما نسعى إليه وهي معلومة بسيطة جدا. Tot ce dorim noi și căutăm să înfăptuim este foarte simplu. نحن نطلب أن نعيش أحرار في بلدنا. Vrem să trăim liber în țara noastră, în pământul nostru și milagrul nostru. في البلد الذي ولدنا فيه نحن وأجدادنا. În țara unde am fost născut, crescut. وتنازلنا على بين الكوبي نوستري شي نيبوتي نوستري وتنازلنا عن 78% من فلسطين التاريخيه شام تشدات شابت اوبزي شابت لا سوتا دين تيريتوري نوستري بينترو افا بيريستو تيريتوري فلسطين هيستوريكا ماكار ستاتو نوسترو منشونات ليجا انترناسيونال وفي الحقيقة كل ما نطلب هو أن نقيم دولتنا على 22% وانتو عارفين ايش 22% هي 5155 كيلو متر من ال 27000 كيلو متر فلسطين التاريخية. تعيد ليها مرة تانية. انت اول شيء 22% امريبوني كانوا يشيرم كريارا ستاتور ونفيتورو ستاتور نوسترو بالستينيان ببارتا دين فلسطين هيستوريكا كاريستي 22% شتي دمنا باشين سنة 22% هم سبسبون شي سبرافاسة عاري فلسطين التاريخية 27000 كيلومتر. فلسطين هيستوريكا اري 27000 كيلومتر بطرات. نحن نطالب فقط بال 22% هي ما تم احتلالها بال 67 من اسرائيل هي 22% 5000 كيلومتر. نوي تشيرم كريارا فيتور ستات نوستر فلسطين يستي așezat pe 5.000 de kilometri, înseamnă 22% din teritoriul istoric al Palestinei, înseamnă Cisjordania, Ierusalimul de Est,
شيء في شيء 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 في شيء غزة. هي قطاع غزة. في شيء غزة. قطاع غزة 365 كيلومتر. أري سبعة فاصلة تريس تشينزش دمية كيلومتر. And West Bank with الضفة الغربية مع القدس. شيء سيردانا في يروشلايم. هي 4900 كيلومتر. باترومين نو ستة كيلومتر باتر. الآن الإسرائيليين لديهم 200 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقي. نحن كيف سنبني دولتنا بوجود 200 مستوطنة تقطع مدننا وقرانا إلى مناطق كما سميناها كالقطعة الجبنة السويسري. Cum credeți că putem declara viitorul nostru stat palestinian pe acest teritoriu care este tăiat pur și simplu prin așezările și construirea coloniei respective, care taie teritoriile noastre rămase, care dorim să declarăm viitorul statul nostru palestinian, este ca o brânză franceză care e găurită din mai multe bucăți, care n-are continuitate geografică. În حينما بدأنا عملية السلام كان هناك شريك إسرائيلي حقيقي بقيادة رابين يريد السلام. Când am început să ne dăm acordul de la Oslo și după semnarea lui am avut un lider curajos se numește Isaac Rabin care dorește pacea alături de noi. Mădina să trăim împreună ca două state vecine. مضينا اتفاقية أوسلو في 93 وتم تطبيقها في 94 95 القوات المتطرفة الإسرائيلية من المستوطنين قتلت رئيس الوزراء الإسرائيلي نوشينج اكستريميشتي دينتري كولونيشت إسرائيليين أو أساسينات ببريميرو الإسرائيليان إسحاق رابين ومن ذلك الوقت وهم ينسحبون من الاتفاقية التي تم توقيعها في البيت الأبيض. شدة تونج أشست أكور كار أفوس سمنات إن كاسا ألبا يسين كالكات سيستماتيك شي زيلنيك دنوشينج من أكور. ومنذ ذلك الوقت والمجتمع الإسرائيلي يتجه إلى اليمين المتطرف. Și de atunci opinia generală de israeliană se îndreaptă către extrema dreaptă. لأن الحكومة الإسرائيلية لها ائتلاف يميني متطرف لا يؤمن بالسلام والعمود الفقري له السياسة الاستيطانية. Pentru că cei care au locuit pe conducerea care a semnat cu noi pace, ei nu cred în pace. وهم يعتبرون أن الصراع ليس صراع سياسي كما نريد. هما يريدون أن يحولوا الصراع إلى صراع ديني. din cauza că faptul că ei nu dore, ei nu cred că lupta între două părți, Palestina și Israel, este legată de suveranitatea sau de crearea unui stat sau altul, este o luptă bazată pe probleme religioase în zonă. ودائما يتهربون من تطبيق الاتفاقيات في انتخابات جديدة وانتظار الانتخابات الأمريكية الجديدة في الحقيقة هم لا يريدوا أن ينهوا الاحتلال شداتون شاييكا سا أكبرازا بوزيسيا دي أوكوبانت يي داكا أبسرفات دونا برنشتير الانترناسيونال يي فوغا de responsabilitatea față acest acord care a fost semnat și noi suntem responsabili și am pierdut lideri de ai noștri și de ai lor pentru a nu înfăptui acest acord cum trebuie și așa cum este menționat acest acord, ei fug mereu prin alegeri, peste alegeri. Hai să așteptăm alegeri americane, hai să așteptăm alegerile pentru un nou guvern, guvernul ăsta nu vrea, hai să vedem guvernul care vine după el. Și alegeri după alegeri și noi suntem pierduți între rânduri și acordul este încălcat sistematic. ومن قتل رابين هو نفسهم من قتلوا ياسر عرفات. Și noi zicem așa, extremiștii care au asasinat pe Rabin,
care a semnat pacea, ei aceiași care au asasinat și Yasser Arafat, care el este unul dintre semnatarii acestui acord. ونمو اليمين المتطرف بالأيديولوجية الدينية سمح لقوى فلسطينية يمينية متطرفة أن تقوى. Și acest extrema dreapta din partea israeliană a permit și extremiștii și extrema dreapta palestiniană să ia amploare în teritoriile palestiniene, să ia ei في الحقيقة في الحقيقة وهذا بدأ واضحا للمجتمع الدولي أن إسرائيل تدمر الحل الوحيد وهو حل الدولتين وأن تعيش فلسطين وإسرائيل بسلام وأمان. هيك سنت أنويتي منتاليتات كارسنت دو بارتي سيدا غلطة دين دين تري تريبت إسرائيل مدربتا إسرائيليان شي بالستينا كاريس بري منتاليتات اللور دوريس درما إيديا conform care ia două state vecine, care noi credem și aceasta este o singură soluție care ne poate aduna și facem baci în Orient. Yuridun khalq nizam jadid wa huwa nizam unsuri. Yani i'adat ihya nizam al-fasl al-unsuri fi al-asr al-21 fi Palestine. Adică noi credem că prin ei doresc să creeze un sistem rasist în mentalitatea de abordare și relație între două popoare care trebuie să vive, două state, să trăiesc într-o state, două state vecine, și acest zid, să nu știe rasism în abordare, nu aduce nicăieri. وهذا يتم تطبيقه, هذا يتم تطبيقه عبر الاستمرار في سياسة الاستيطان وسياسة الضم وخلق نظام لليهود وخلق نظام بس للعرب الفلسطينيين. شيء ده إكزام لو يي كاسا ديستروغا إديا دو ستاتي فيتشينا يي إن توتونا أنكسازا un territorio dopo altro construiesc colonii una dopo altra pentru a închide calea păcii în fața speranței care noi ne agăsăm de ea. وهذا ما نناضل من اجل عدم الرضوخ والاستسلام لهذا الحل وهذا الحل العنصري الذي لا يقبله لا الفلسطيني ولا المجتمع الدولي الحديث. Și noi acum suntem fața unei lupte care ne reprezintă pe noi, că noi vrem să oprim această tendință de extrema dreapta și de rasism, ca să nu există acest zid de rasism între noi, ca să putem comunica, pentru că ceea ce nu este bun pentru noi nu va fi acceptat nici de comunitatea internațională. Hada bi ikhtisar basit. În scurt, că am vorbit așa și ca să, pe scurt, ca să știți, ca să nu intrăm în politică mai mult. Vă mulțumesc și eu încă o dată în numele municipalității pentru vizita noastră. On behalf of our municipality, I'd like to thank you for your visit here. Vreau să vă asigur că înțelegem suferința prin care treceți dumneavoastră și poporul palestinian. I assure you that we understand completely the suffering of you and of the Palestinian people. Și eu personal, cel puțin, sunt bucuroși că dumneavoastră vedeți ca principală soluția crizei emanciparea tinerilor, personally, educația copiilor noastre. Personally, I'm happy that you see as the main and maybe the only solution the education of the young generation. Însă, peste toate acestea, aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. But more than that, I want to have a question. Care ar fi așteptările dumneavoastră față de statul român în acest context pe care l-ați expus? What are the expectations, your expectations to the Romanian state in your issue? Și partea a doua întrebării. And the second part of my question. În particular, care sunt propunerile sau așteptările față de municipalitatea noastră? In private, what are your expectations or your proposals for our municipality, for Pitești? În perspectiva dezvoltării unor relații apropiate la nivel cultural. Regarding developing new collaboration and partnership in cultural field.
Mulțumesc. I would like to tell you the first my presentation or my speech with the government of Romania, especially in the Foreign Ministry of Romania. În special către guvernul României, ministrul externe. When they ask me as a new diplomat, as a deputy head of the mission, what my priority in the for care working here in Romania. Prioritățile mele to strengthen the relationship between Palestine and the Romania. Pentru a susține relația dintre Palestina and regarding the Israeli-Palestinian conflict. Referitor la conflictul israelon-palestinian. We have historical relationship. Avem relații istorice. We have common values and relation with the Romanian civil society. Avem valori comune cu societatea civilă din România. And as I told, we have thousands of people educated in the universities here in Romania. Avem mii de oameni educați aici în universitățile românești. We have Romanian family in Palestine. Avem familii românești în Palestina. I answered my answer to you. I don't want Romania to be pro-Palestinian. Răspunsul meu către dumneavoastră, nu vreau ca România să fie pro-Palestina pe viitor. Only we want Romania to be with the truth. Noi vrem ca România să fie de partea adevărului. To support the international law. Să susțină dreptul internațional. To respect the obligation of its member in the international humanitarian and să-și respecte obligațiile ca membru în aceste organisme internaționale. Because we know very well Romania also have good relation with Israel. Știm că România are bune relații cu Israelul. We want only to listen for the both. Vreau doar să asculte ambele părți. To open the platform for the both people in the governmental level. To listen about for the Israelis and also for the Palestinian and let the people să asculte decide. Ambele părți. Let the people decide. Și lăsați oamenii să decidă. I faced small problem before 10 days. Am avut o mică problemă acum 10 zile. We received a report by picture, by video, that one extremist settler, Israeli. Am văzut un video cum un extremist attacked israelian. The Romanian Orthodox Church ataca in Jerusalem. Ortodoxă română din Ierusalim. And he want to fire the church. Și a vrut să dea foc bisericii. You know, I faced lot of problem to publish the news. Să știți că am avut mari probleme ca să public această știre. I called the Orthodox colonian Mr. Daniel. L-a sunat pe patriarhul ortodox Daniel. Yeah. And also I spoke with the foreign ministry. Am vorbit they și cu ministrul de externe. A very polite diplomatic statement. Au făcut o declarație diplomatică scurtă. But I faced a problem with in the media how to publish the news. Dar am avut problemă cu media cum să public această știre. For me, I hope that Romania and we thank Romania. They still supporting the two-state solution. They still supporting the Palestinian cause based in the international law. Știm we că România susține cauza palestiniană bazată can keep pe this support and also to be with the international law. Vrem doar ca România să fie sub legile internaționale. It is a frankly answer. Răspuns sincer. It is not, you know, I answered you from my heart. Am răspuns din inimă. Really, from my heart. But we have good relation and we are preparing for the ministerial governmental committee. It will be held in Palestine in this year. We have many conventions. We signed agreements with Romania. Romania provides more than 40 scholarships for Palestinian students. And România oferă 40 de also they are supporting financially the UNRWA. So I would like in this important place to thank the government of Romania for their support. Și de aici vreau să mulțumesc guvernul României pentru suport. How we can strengthen our relationship with the Pitești municipality? Cum să strângem relațiile cu municipalitatea Pitești? The agreement which we have signed.
Să respectăm deja acordurile semnate. We want to see the Romanian people in Palestine. Vrem să vedem cetățenii României în Palestina. We want to see dance, Romanian dance, Romanian singer. We want to see Romanian children. Vrem să vedem în Palestina, to participate in the Palestinian camp in the occupied territories. Vrem să să vedem ansambluri artistice din România în Palestina. Please come visit us and see how we are living. Vă rugăm să veniți să ne vizitați acolo, să vedeți cum trăim cu ochii dumneavoastră. And come back with feedback. Și să veniți înapoi cu un feedback, and the cu same, un echo. We also we want to bring mutually. Și totul să fie reciproc. Relationship. And I am telling you, we are, it is true, we are suffering, we under pressure, but they couldn't kill the hopes of the Palestinian people that we can stand and we can continue our struggle. And I will give you only two examples. O să vă dau doar două exemple de modul în care, chiar dacă suntem sub această presiune, rezistăm. Avem aici pe cineva din Egipt. Symbolical education and cultural symbol in the Middle East. El reprezintă un simbol al culturii din Orient. But we are the Palestinian. We are the first in the ranks from the education system in the region. The majority of the Palestinian people, they are educated people. Dar vă spun că majoritatea palestinienilor sunt educați și suntem primii din regiune. We have the best school. Avem cele mai bune școli. Not only in the region, nu doar but din in regiune, the global. Dar you know, pe plan global. We have the human resources. Resursa we umană. Are very rich. Suntem foarte bogați. Our human resources people, din punctul de vedere al resursei umane. In the neighbor country, we have good example in Europe. Avem exemple bune în Europa. And successful examples in Latin America. În America Latină. We have 5 presidents now in Latin America. Avem 5 președinți palestinieni în America Latină. They are original in Palestine. Originari din Palestina. We have European member original Palestinian, they are members. So în Uniunea Europeană la fel palestinieni. We are doing, we are trying to be part of the society. Oriunde ne ducem, încercăm să fim parte din acea societate. Și so avem exemple bune. Visit us, see the situation. Vă rugăm să veniți să ne vizitați. List to support each other, list to change the high values, you know, și să facem through the culture, prin through cultura, the education cooperation, prin educație, colaborare, through the economic cooperation, colaborare economică de asemenea. We are, I am telling you, Israel in the first category in the agriculture technology. Vă spun, Israelul este de prim rang în agricultura tehnologică. But we are independent in this field in the occupied territories. We are more better than them. Dacă noi am fi independenți în teritoriile ocupate, am fi mai buni. In the agriculture. Can you imagine Gaza? The 300. Vă imaginați Gaza? 365 kilometers. 365 kilometri exportă and vegetable flori and fruit și legume și fructe în Europa. So we are trying, we are struggling politically. Așa că ne luptăm politic. To get our freedom să and to eliberăm, build our independent state. Să, but in the other hand, să fim independenți. We are building our governmental and non-governmental institutes. Dar pe de altă parte încercăm să construim instituții guvernamentale și non-guvernamentale. Of the international standard. La cele mai înalte standarde. Thank you. O propunere din partea noastră să alegeți 10 familii din orașul ăsta. 10 familii într-un oraș palestinian în Cisjordania, în Betlehem sau în orice oraș liniștit acolo, să face schimb de copii de 13-14 ani, să cunosc, să vin 10 copii de acolo ca ceași vreți să se placă de aici, 10, să fie găzduit de 10 familii de acolo și 10 familii de aici și după aceea acești copii o să comunică între ei. Spune domnul ambasador. The proposal for Ahmed is for the future to make an exchange of children, 10 children from Pitesh families to go to Palestinian families and on mutual basis the same to Pitesh, 10 children or 13 children for... Already
Sunt gata. Ok. Deci eu am zis așa, domnul Cristi, eu sunt inițiatorul ideea împreună cu oameni. Este doamna Carmen și doamna Carmen Tudor, care a venit și n-a vorbit, dar am stabilit cu dinsa, o să dăm timpul la domnul doctor să vorbească, o să spună dinsa după ce am terminat această introducere. Rezistența prin cultură. De ce? Pentru că dumneavoastră știți foarte bine că Mihai Eminescu a fost un luptător care a scris foarte multe articole în presa din Viena și a scris celor trei scrisori de-a lui care au vorbit despre adunarea străină în zona fosta Basarabia, actualmente Moldova, care a fost ulterior așa făcut. Atunci el a fost asasinat, după a vorbit de el de-a lui, de peste 70 de ani, că el a murit de sifilis, ca să șifunează imaginul de patriot român. El a luptat prin cultura sa, prin scrierile sale, prin poeziile sale. A vorbit, de exemplu, Luceafarul, a vorbit despre relațiile spirituale între români și palestinieni, că a vorbit despre Fecioara Maria, care Fecioara Maria vorbea împreună cu Iisus Hristos limba aramică, care a dominat Palestina atunci, că Iisus Hristos este palestinian de cetățenie, nu este legat de orice religie, că el, cetățenia lui este, dar religia lui nu poate fi conformată ca fiind cetățenie. Ulterior, după Revoluție, Mihai Eminescu a fost acuzat că a fost antisemit, dar el nu a fost antisemit. A vorbit despre adunarea străină în zona Basarabia, draga dumneavoastră, pământ care a fost ocupat și rupt de România de mult. Și palestinieni, deopotrivă, au aceeași aspirații. Scritorii care l-am numărat eu, unul dintre ei, Mahmoud Darwish, care am venit eu cu șeful de catedră de limba arabă, domnul Grigori, aici la dumneavoastră într-o zi, care a vorbit despre poeziile sale, care sunt predate la cele mai prestigioase facultăți de litere din lumea întreagă, dintre care și de România. El, prin cuvânt, prin poeziile sale, a rezistat ocupație, era cuvintele sale, scrierile sale, mai bătrâne decât o mitraliere. Mitralierei care sunt în spatele ei îți dă arma ca să cumperi de la ei muniție. Dar noi spunem așa pentru dumneavoastră și am să închei eu și vă rog să dau colega noastră să spună impresiile și anumite chestii. Un dialog începe cu un singur cuvânt, dar un război începe cu un singur cuvânt. Hai să punem în valoare cuvântul nostru pentru pace, liniște noastră în lume, pentru că fără de care nu putem trăi. Un dialog începe cu un singur cuvânt și cuvântul deja este între dumneavoastră, să alegem adevărul și realitatea ca să putem sprijini adevărurile. Nu dorim să sprijin unul sau altul după gust sau după încredere. Cunoașterea este mai important. Pentru asta am rugat pe colega noastră care este specialistă în lumea orientală și în Orient, să ne spună impresiile sale despre celor spuse de domnul doctor și despre ce vede dinsa orizontul Orientul Mijlociu din punct de vedere cultural și din punct de vedere și s-a întâmplat acolo. I have only one proposal, I forget it, that's because it must to be to say that. Sorry. Half minute, only I want to. We can... If the municipality and through the cultural center, we can organize a film festival with Palestinian exhibition, with film festival, you can decide. Prin municipalitate și centrul cultural să organizăm un festival. Because we have the material, we have the ability, we have all things. If the municipality and the cultural center. We can develop many cultural activities. So we can do it in the next 3 or 4 months. În următoarele 3-4 luni putem. Because the material we have. Putem organiza un festival de film. We can. Film festival and also. Exhibition. Și expoziții. Exhibition. Art exhibitions or photo exhibitions, deci expoziții de artă. Prin Centrul Cultural împreună cu Primăria Pitești sau festival de film. Să înțeleagă
Doamna Carmen Tudor. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Sunt profund onorată să mă aflu aici și să mă aflu alături de prietenul meu de peste 12 ani, Jaber Ahmed, cu care am făcut numeroase emisiuni dincolo de frontiere, una dintre ele, și în prezența domnului viceambasador, care a avut bunăvoința să vină să ne vorbească din punctul de vedere a trăitorului pe meleaguri palestiniene, nefiind primul și nefiind ultimul. Acum sunt sigură că o să vă întrebați ce-i cu mine aici. Eu sunt indianist de profesie. Am pornit de la istoria, cultura, tradiția Indiei. Am întâlnit, vă spun foarte pe scurt, că timpul a trecut, invazia musulmană, mogulii în India. Așa am aflat că persanii, actualul Iran, erau cei mai avansați din punct de vedere cultural și în momentul în care au pătruns pe teritoriul Indiei, au îmbogățit cultura Indiei cu foarte, foarte multe cunoștințe, pornind de la artă, cultură, literatură, până la bucătărie, o să râdeți, există bucătărie indiană care vine de acolo, din Iran, felurile de orez, împărații moguli și aduceau cu ei bucătarii, și până la cunoștințe de astrologie și astronomie. Pare nu că veneau dintr-un areal foarte vechi. Pătrunzând mai adânc în cultura orientală și așa devenind orientalist de la indianist, am descoperit că de fapt această cunoaștere este mult din urmă, din perioada sumeriană. Știm cu toții că Sumerul are o venerabilă vârstă de vreo 6.000 de ani, atestată istoric. Pentru că s-a vorbit de cultură și de educație, sigur că subscriu la tot ce s-a discutat ca o concluzie. Sunt pentru cultură, pentru educație, pentru schimburile culturale. De ce? Uitați-vă ce ni se întâmplă și nouă de un an de zile. Ne-au închis în case, copiii nu mai merg la școli, părinții au o puternică suferință pentru că nu își pot dirija copiii, nu și pot corecta, nu pot face temele cu ei de acasă, nu toată lumea se pricepe așa cum face profesorul la clasă. Nu e nimeni vinovat că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar uitați ce înseamnă să nu ai educație, să nu ai profesor, să nu ai interacțiune directă, să nu ai socializare, să nu ai acces direct la cultură. Cumva, altfel, de pe un alt nivel, se întâmplă cu copiii palestinieni ce se întâmplă și nu au acces la cultura reală. Un om care nu are acces la cultură și la educație nu va putea face niciodată legături între, și conexiuni între evenimente. Nu ai o cunoaștere pe multiple straturi, n-ai cum să faci conexiunile, clar. Că vor să ne distrugă cultura, nu doar noi, ci pe tot globul, vă invit la o temă de meditație. Pentru că cineva întreba dacă vreodată o să ajungă NATO în Palestina. Nu cred, odată ce în 1947, scuze, Israelul a fost înființat cu ajutorul Statelor Unite. Cea care și-a dat girul pentru înființarea statului Israel este SUA. Cu acordul ei s-au semnat toate tratatele și s-a delimitat arealul pe care va putea trăi statul Israel ulterior. În același timp s-a spus, și am spus-o și eu de multe ori, că acolo este un război pentru bogățiile naturale și în speță pentru petrol, știm toți. Dar pe lângă asta, eu vin cu altă întrebare, nu știu câtă lume s-a gândit. De ce a fost nevoie să distrugi o cultură veche de 5.000 de ani? De ce a trebuit să te duci să bombardezi Alep? Alepul este un oraș sirian de 5.000 de ani. De ce au trebuit să distrugă Mari? De ce au trebuit să distrugă Hari? De ce au trebuit să distrugă Libanul? Jumătate din Liban e sub ruine. Dacă te duci înspre partea siriană, către Baalbek, este la granița cu Siria. Eu am trecut prin punctele de frontieră și am făcut poze că-s destul de îndrăzneață, nu mă las intimidată ușor, se văd gloanțele
și casele poporului sirian părăsit. Deci ce se întâmplă acolo, de ce extind un pic de la Palestina, avem Orientul Mijlociu ca temă, se întâmplă pe tot Orientul Mijlociu. De ce distrug artefactele vechi? Ca să nu avem acces la cultura veche? Ca să nu avem tăblițele sumeriene care spun istoria pământului și a pământenilor și de unde venim și cine ne-a creat și ce ar trebui să facem? Unul din cei care au fost din mari promotori a fost Zeharia Sitchin. Citiți A 12-a planetă, Războiul zeilor, este un, se numesc Cronicile Pământului, așa le găsiți în librării. Dați-mi seria de volume Cronicile Pământului. Ca om de cultură, la rândul meu, editura mea, pentru că sunt director de editură, promovează autori români căsătoriți cu persoane din Palestina, deci prietena mea cea mai bună actualmente și-a scos o carte căsătorită cu un palestinian refugiat, ore în șir de stat la discuții și aflat condițiile în care a fost familia refugiată pe teritoriul actualei Iordanii. Ea a decis ca prin traiul ei de peste 22 de ani acolo să publice la noi în România impresiile unui trăitor care nu-i din arealul respectiv. Normal că am publicat-o, normal că scoatem a doua carte și ultima veste a fost că o scoatem pe a treia. În același timp, dinspre arealul Orientului Mijlociu ne vin autori, Mazen Rifai. Domnul Mazen este un scriitor venit din arealul Orientului Mijlociu, care publică la noi, care ne aduce în schimb, ca un schimb cultural, ca un schimb de informații, informații reale trăite din cultura și viața dânsului. Prin urmare, cred că violența nu este bună, așa cum spunea Mahatma Gandhi, și cum există în filozofia indiană conceptul de ahimsa. Himsa înseamnă violență, ahimsa este non-violența. Non-violența va salva planeta, pentru că noi nu suntem făcuți să fim nesociabili. Uitați-vă cât suferim că nu ne atingem, că nu ne strângem în brațe, că nu ne putem vedea familie. Suntem ființe sociabile, suntem creați să ne iubim, suntem creați să trăim în colectivitate, să împărțim și să împărtășim trăirile unii cu ceilalți. Pentru că avem și aici prezent un domn din Egipt, o să vă aduc în discuție să nu uitați cultura Egiptului la 3500 de ani înainte, da, avem Cartea Morților egipteană, nu știu cine a citit-o, avem Cartea Morților tibetană, avem tăblițele Atlantului Tot, tăblițele de smarald care se găsesc, care spun exact despre ce se întâmplă cu umanitatea. Prin urmare, non-violența, așa cum spunea Gandhi, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte și lumea va avea sfârșit. Scurt. Știți foarte clar că și Gandhi, la rândul lui, așa cum s-a specificat aici, a fost ucis tocmai pentru acest concept al non-violenței, pentru că el a reușit să elibereze Marea Britanie de sub dominația britanică. India, mă gândeam la regat, da? Prin acest concept de non-violență, prin sabotaj, prin îndemnarea poporului indian să poarte haine indiene, să își promoveze cultura, muzica, bucătăria, deci tot ce era non-indian, Gandhi spunea nu, promovați, da? E cam ce trebuie să facem noi cu produsele românești. Ne-au invadat străinii, cumpărăm tot ce ne vine de afară. Producția românească unde e? Prin extensie este ceea ce se întâmplă și în Palestina. Deci s-a vorbit aici despre niște puteri ascunse, care și eu cred că sunt din ce în ce mai evidente, e o luptă pe viață și pe moarte. Ca să poți conduce, trebuie să deții puterea. Ca să ai puterea, trebuie să distrugi tot ce poți distruge și să-ți rămână aceia câțiva care pot fi dominați.
și manipulați din punct de vedere mental. Mă opresc aici, cred că v-am stârnit destule curiozități, poate vom avea subiecte mai târziu pe temele pe care le-am enumerat, dar credeți-mă, din toate informațiile pe care le am, poporul palestinian este cel mai supus oprimării, pentru că de acolo, într-adevăr, au migrat sute de mii de familii în condiții absolut terifiante și au luat mamele, copiii, pruncii, uciși în brațe și au fugit cu ei de groaza faptului că poate n-ar fi morți și poate că pe drum vor fi resuscitați și poate că îi vor avea și povestiri pe care eu le voi publica, trăite de oameni de acolo care depun mărturie cu date, cu documente istorice. Nicăieri cred că în Orientul Mijlociu nu a fost asemenea masacru cum a fost în Fâșia Gaza și în Palestina. Motiv pentru care voi milita pentru Palestina pe lângă restul culturii orientale până voi închide ochii, pentru că sunt pacifistă, pentru că menirea mea nu este să aduc războiul, pentru că menirea mea este să militez pentru pace și pentru iubire și vă îndemn pe toți, oricât de supărați ar fi și oricât de mult v-ar supăra cineva, gândiți-vă că în persoana din fața voastră stă o scânteie de divinitate. Toți suntem frânturi din Dumnezeu. Dacă salutul indian este namaste, salutul indian spune divinitatea din mine salută divinitatea din tine. Vă spun și eu în încheiere, namaste, vă mulțumesc că m-ați ascultat, că ne-ați ascultat și cumva, cândva, într-un timp istoric, pacea pe planetă va putea fi înfăptuită, că ăsta este visul nostru al tuturor. Vă mulțumesc! Seară frumoasă! Mulțumiri și înainte de încheierea pe care tu va trebui să o faci, dragă Ahmed, îl invităm pe colaboratorul nostru, Valentin Uru, care o surpriză pentru tine, după ce. Are o surpriză pentru tine, a pregătit-o așa din timp, noi știam despre ce este vorba, te rugăm. În numele prietenii și colaborării noastre cu domnul Ahmed Jaber, o să rog și pe domnul consilier dacă se poate să mă ajute, pentru că avem ceva semnat și de domnul fost primar, domnul Cornel Ionica. Este o distinție acordată încă din luna noiembrie, dar datorită împrejurărilor am amânat puțin în acest moment. O să rog pe domnul consilier să citească această... Prin decizia Consiliului de Conducere al Asociației Române de Tineri de Muntenia, dorind a răsplăti meritele domnului jurnalist și poet Ahmed Jaber pentru contribuția de excepție adusă la promovarea culturii argeșene, pentru aleasa plecare în cinstea personalităților și elitelor naționale, se conferă medalia comemorativă Ion Minulescu. Este vorba de această distinție simbolică, se asortează la culoare și cu ținuta domnului. Albastru fiind culoarea care îi plăcea lui Robespierre, ea reprezentând pacea și liniștea care ne înconjoară. Frumos, mulțumim! Felicitări! Mulțumesc foarte mult!